Dacă faci faptele luminii, vei fi în lumină. Dacă faci faptele credinței, vei fi în credință. Dacă faci faptele adevărului, vei fi în adevăr. Dacă faci faptele căii dumnezești, ești pe calea cea bună. Numai că învățătorul de lege se sumeață în sine și se ce zice acum, îl pun imediat într-o impostură pe care să pot să-l fac, să-i arăt că greșește. O întrebare foarte grea. Și cine e aproapele meu? Nu știu cine e aproapele meu. Chiar habar nu am. Știu că de-a lungul vieții am întâlnit tot felul de oameni. Unii foarte aproape, dar foarte departe. Unii foarte departe, dar foarte aproape. Unii foarte neutri, dar foarte aproape. Unii foarte distanți, dar foarte aproape. Unii foarte aproape și foarte departe. De ce? Pentru că omul se schimbă în mod cameleonic de la o stare la alta. Când îl crezi cel mai cinstit, atunci nu-i cinstit. Când îl crezi cel mai corect, atunci nu-i corect. Când îl crezi cel mai interesat, atunci e cel mai dezinteresat. Și când îl crezi mântuit, el tamam este nemântuit. Și vă spun lucrul ăsta din multe experiențe proprii. Nu m-a interesat și nici n-am nevoie. Nu țin neapărat nici pentru problema laudei, nici pentru problema binefacerii, nici pentru problema milostenii, nici pentru o problemă. Dar am învățat o expresie. Fii cu toți, dar fii singur, că e cel mai bine. De ce? Ioanichie Moroi, când s-a dus în tinerețile lui la Sfântul Munte Athos, la peștera Sfântului Xenofon, și-a întâlnit acolo un pusnic, a zis așa: Părinte pusnic, dă-mi și mie un cuvânt de folos. Și bătrânul i-a spus așa: nu-ți alege de model oamenii, că te vor sminti. Ia-ți de model sfinții, că te vor zidi. Deci, același lucru îl recomand și dumneavoastră. Luați Sfânta Scriptură, că spune Iisus Hristos așa: cine mă iubește, păzește poruncile mele și acela mă iubește. Sfinții sunt prietenii și casnicii lui Dumnezeu și nu te pot învăța rău și atunci tu nu poți greși. Azi asculți un om și te trezești în groapă, mâine asculți de alt om și te trezești în apă, poi mâine asculți de altul și te trezești în foc. Da, dacă pui distanța necesară, om, poți face bine necondiționat, de valoare, de lucrare, de credință. Pică, da, un baptist în apă, îi dai mâna și îl scoți pe mal. Pic un ortodox în apă, îi dai mâna și îl scoți pe mal. Pic un păgân în apă, îi dai mâna și îl scoți pe mal. Îi flămând un păgân, îi pui mâncarea dinainte. Aia se numește lucrarea faptei bune. Această lucrare a faptei bune o găsim la samarinianul de față, care era păgân după lucrare, că avea idolatrie în Pentateuhul samarinian, nu era curat Pentateuhul lui Moise, se închinau într-un munte Garizim la nu știu ce idol. Și totuși omul acesta, făcând negoți cu vin și un de lemn dintre Erihon și Samaria, ocolea ținuturile lui Israel, dar a trecut și el prin Erihon, că era drumul mai scurt. Și a zis, e loc pustiu, n-am cu cine să mă întâlnesc. Întâmplarea a făcut că s-a întâlnit cu un om căzut între tâlhari, abandonat în drum. Afară de faptul că i-a turnat un de lemn pe rând, să facă puțină coajă, să nu-l doară, și a pus un de lemn, a pus vin că e dezinfectant, pe de o parte un de lemn, semnul împăcării, semnul maslului, semnul mirungerii, vinul este semnul Euharistiei, dacă vrem să o luăm pentru Noul Testament al nostru, este bolnav cineva să cheme preoții bisericii, să roage pentru el, să lungă cu un de lemn sfințit și rugăciunea cea fierbinte a dreptului face mult. Și atunci, ducându-l la casa de oaspeți, acela poate fi hanul, fie biserica, fie preotul, fie un loc de spitalul, un loc de unde poate primi binefacerea. Dar lăsând cei doi dinari, asta e interesant că sunt doi, adică arătând că e vorba de omul de rând, că unul a primit 3, unul 5, unul 10,
Înseamnă că e omul obișnuit care poate să facă binele neavând din ale firii făcând bine neavând lege. Și iată-l pe acest samarinean care îl pune în situație pe acest învățător de lege. Și cine e aproapele meu? Aproapele meu este mama ta și tatăl tău, frații tăi și sora ta, miegeșii tăi și vecinii tăi, mătușa ta și vărul tău, unchiul tău și mătușa ta, vărul tău și vara ta, străinul de lângă tine și oricine altul care are nevoie, dacă ești ortodox, de o mână de ajutor. Și tu, făcând acest lucru, nu faci altceva decât să împlinești porunca iubirii, să iubești pe aproapele tău din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul, din toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi ce fel de învățător de lege te poți numi tu, care ai predicat o viață întreagă, ai învățat o viață întreagă și tu n-ai învățat cine este aproapele? Aproapele este cel pe care îl sapi, pe care îl urăști, pe care îl pizmuiești, pe care îl torni, pe care îl judeci, pe care îl clevetești, pe care îl bârfești, pe care îl discuți, cui porți grija, de grija cui nu poți dormi, acela e aproapele tău. Și când vei merge la judecată, vei fi în oglindă cu el și va întreba Dumnezeu: impostorule, cum ai rostit tu Tatăl nostru? Cum ai rostit tu Tatăl nostru și ai spus și ne iartă nouă greșalile noastre când noi avem grija greșiților noștri? Ai întrebarea. Foarte categorică. Să luați foarte bine aminte la ea, că este întrebare despărțitoare de Dumnezeu. A spune Apostolul Pavel: cine ești tu să judeci pe sluga mea dacă stă sau cade? Cui? Cine ți-a dat ție dreptul de prim secretar înaintea lui Dumnezeu? Cine ți-a dat dreptul de înainte, înger păzitor, să porți tu grijă cuiva? Vezi strict de treaba ta, frate. Îi povestește Iisus faza cu samarineanul, nu stau să pierd vremea pe ea, noi am discutat. Și el mai îndrăznește să pună o ultimă întrebare. De data aceasta Hristosul. Deci cine e aproapele celui căzut între tâlhari? Și răspunsul învățătorului de lege este acel ezuitio mentalis, folosit de călugări izuiți din confesiunea catolică, care pe vremuri, când făceau câte o fără de lege, o puneau în seama lui Dumnezeu. Puneau o travă în vin sau acu otrăvită în scaun sau puneau o travă în mâncare și spuneau: nu-i păcatul nostru, e păcatul celui ce a gustat, e păcatul celui ce a băut, e păcatul celui ce s-a așezat. Că era o travă acolo, el trebuia să chibzuiască. Deci transferau păcatul în mod samavolnic în seama celui care a călcat. David este puțin mai deștept și ne spune: în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. E adevărat că stă scris la psalmi: nu va da Dumnezeu potoiag păcătosului să lovească soarta dreptului, dar dreptul să nu facă nicio fără de lege. Adică dacă tu ești drept, Dumnezeu te apără. Și vă spun asta câteodată și din cele ce le văd zilnic, câte procese false, câte judecăți false, câte nereguli legale făcute cu litera legii. Cui să te plângi decât lui Dumnezeu, care plătește fiecăruia după faptele lui, spune Apocalipsa. În capitolul 13, cine face rău, lasă-l să facă rău, cine se spurcă, spurce-se, cine se sfințește, sfințească-se, cel ce vrea să facă bine, să facă în continuare bine, că atunci când eu vin, plătesc fiecăruia după faptele lui. Când mă voi întoarce, îți voi plăti. Deci samarineanul aici joacă și rolul Hristosului actual din lume,
care vine în chip smerit și noi îi batem permanent cuie cu păcatele noastre și El așteaptă să-i turnăm unde lemn și vin pe rane, așa cum a făcut și femeia păcătoasă când a turnat mirul de alabastru și a plâns cu lacrimi pe picioarele lui Iisus și așteaptă să ne plătească după cât am cheltuit. Depinde ce am putut cheltui. Noi cheltuim foarte puțin. V-am spus și repet, încăpățânarea cu care egiptenii se străduiesc să demonstreze viața de dincolo de mormânt, acolo în mormintele lor de la Luxor și în cultura lor egipteană cu 3.000 de ani înainte și 4.000 înainte de Hristos, este un impact frontal în raport cu ceea ce gândim noi astăzi despre viața de veci. Ce a face toată lumea o să fac și eu, cum s-a duce toată lumea mă duc și eu, cum s-a judecat toată lumea mă duc și eu, toată lumea s-a stricat și noi suntem lumea? Nu. Judecata este strict particulară. Noi putem trăi toți împreună în haos, în dezordine, în ură, în pismă, în vrajbă, în invidie, în răutate, dar undeva în Catisma 7 Dumnezeu se adresează păcătosului și îi spune această vorbă: de ce crezi tu că eu voi fi asemenea ție, că voi pune cu tine partea celui curvar și tâlharului? Te voi judeca și voi pune înaintea feței tale toate păcatele tale și nu va fi cel ce te izbăvește pe tine. Pe viclean urăște Domnul și cei ce viclenesc vor pieri. Deci învățătorul de lege și în final, după ce îi se prezintă întreaga teologie ortodoxă a umanității interioare, a firescului, a simpatiei, a simțirii față de suferința celui de lângă tine, el nu poate folosi cuvântul samarinean, fiindcă l-arde. Când îl întreabă Iisus, cine este cel ce a făcut bine cu el? Cel? Și el spune, cel care a făcut milă cu el, adică cel are numele, pe de o parte, universal, a oricăruia dintre oameni care poate face un bine, dar aici, în parabola noastră, are denumirea de samarinean, adică de om milostiv. De ce credem noi că samarinenii erau milostivi? Avem mărturie de la Sfântul Ambrozie al Mediolanului că ori de câte ori samarinenii băteau război, luau răniți și prizonieri, îi hrăneau, îi culcau, îi adăpau, nu îi chinuiau, dacă era bolnavi, îi hrăneau, îi pansau, îi îngrijeau și apoi le dădea drumul să plece prin răscumpărarea anumitor sume. Dar nu chinuiau niciodată răniții de război și prizonierii. De aceea s-a considerat întotdeauna că samarinenii au fost un popor binecuvântat de Dumnezeu și ca drept dovadă Iisus, când a venit și a făcut timp să ajungă până la Sihar și discutând cu femeia aceea despre toate poveștile ei personale, a ajuns să ducă tot poporul la fântână și poporul să spună așa: n-am crezut numai pentru că ne-ai spus tu, am crezut pentru că am văzut. Și întrebarea mea este, cum au putut vedea